Cum naiba am ajuns paci, că de-abia scăpasem și eu, dracu. Stai acolo că te sparg, să mor eu, care ești? Termină mai crizatule, sunt eu. Stai acolo că te sparg, am zis, care eu? Eu, Mimi, câte fete știi tu să fii găsit prin jurnalul ăsta fărinții până acum? Hai să fim serioși. Da, ai și tu dreptatea ta, da? Auzi, cum de naiba am ajuns noi iar pacii prin bezna asta? Cred că face doar aciu ceva la jurnal sau, nu știu, s-a dereglat ceva, asta e clar. Păi bă, și nu morim naiba de foame în întunericul ăsta care ne înghite de vii? Că eu unul nu simt nicio șaurma aproape de fapt, ceva miroase totuși, ești... Oliu! Păi dacă a supraviețuit Codrin, tind să cred totuși că mai avem și noi o șansă cu mâncarea. Băi nenorhuțiților, eu am un film de făcut și vouă hahne de glume din astea. Vreau să-mi dați drumul imediat de aici, insist. Ceri? Ce se întâmplă? Ajută-mă! Oliu, s-o prătură frumos și bogat să mor așa. Ce n-ai mă tot bulburosiți voi acolo? Dragiule? Stai așa! Unde suntem? Nu aici din nou, oriunde șefule, dar nu aici, dar dragiule, te rog, mai bine în bezna aia decât în școala asta, te rog, închide la loc. Băi, calmați-vă o dată, ce vă stresați atât pentru nimic? O să înceapă școala, fie că vreți voi, fie că nu. Acum depinde doar de voi dacă va fi o ședere plăcută sau mai puțin plăcută în băncile alea incomode. Dar vă vând totuși un pont. Ia, hai să auzim și pasta. Aveți mare grijă la ce faceți și ce spuneți, pentru că în ultimul timp jurnalul ăsta are o minte proprie și nu știu dacă pot să-l mai controlez mult timp. Aoleu! Ce? Gra.